Salutare, micii mei artiști! Mă numesc Alina Savciuc și mă bucur să fim din nou la o nouă lecție de educație plastică. În continuare, vă propun să înveselim brăduțul nostru împodobindu-l cu globulețe și în același timp să descoperim o tehnică de lucru despracticată în cadrul lecțiilor de educație plastică. Sunt sigură că v-ați descurcat! Bravo, copiii inimoși! Împreună cu voi am reușit să-i conferim brăduțului mai multă culoare, dar și să descoperim tehnica de lucru, pictura. Tema lecției de astăzi este materiale, instrumente și tehnici de artă plastică, tehnica pictură. Și astăzi împreună vom descrie specificul tehnicii picturale, vom observa lucrări pictate în acuarele și cuașe, vom identifica tipuri de pictură în funcție de suportul folosit și vom fi inspirați și ne vom simți minunat. Pictura reprezintă o ramură a artei plastice care interpretează realitatea în imagini. Prin formele sale colorate, bidimensionale, desfășurate pe o suprafață plană. În pictură sunt necesare două componente importante: suportul pe care se pictează și culorile. În calitate de suport poate servi orice suprafață plană ca hârtia, cartonul, pânza, plăci din lemn sau suprafețe ale zidurilor. În clasele primare practicăm pictura cu acuarele, drept suport pentru pictura cu acuarele. Se folosește de regulă hârtia. Vopselele se dizolvă cu apă și se amestecă pe paletă, apoi se aștern pe hârtia uscată sau umezită, prin pete de culoare în strat subțire, astfel ca să-și păstreze transparența. Tot în clasele primare practicăm tehnica picturii cu guașe și ea se deosebește de cea cu acuarelă prin faptul că aceasta se aplică în mai multe straturi, la uscare vopseaua devine mai luminoasă și netransparentă. În funcție de suportul pe care pictăm, distingem pictură pe hârtie, pictură pe sticlă, pictură pe pânză, pictură pe lemn, pictură pe piatră. Dar voi știați că din milioanele de picturi care pot fi admirate în muzeele și galeriile de artă din întreaga lume, Mona Lisa de Leonardo da Vinci este cea mai faimoasă pictură din lume care poate fi văzută în Muzeul Louvre din Paris. Pictura realizată de Da Vinci între anii 1503 sau 1504 până aproape de moartea lui este vizitată și admirată anual de 6 milioane de vizitatori. Iarna este anotimpul de poveste, iar pe lângă bucuria căderii fulgilor de nea și a jocurilor de iarnă în zăpadă, iarna ne aduce cele mai luminate sărbători. Sărbătorile aduc în sufletele oamenilor multă bucurie și purificarea sufletelor. Oamenii se bucură împreună de cei dragi. O tradiție deosebită este dăruirea cadourilor. Astăzi vă propun să-i bucurați pe cei dragi cu o felicitare deosebită de Crăciun. Și subiectul lecției de astăzi se numește Felicitare de Crăciun. Pentru realizarea lucrării veți avea nevoie de o foaie de carton A4, acuarelă, pahar cu apă, pensulă și multă dragoste pentru ceea ce faceți. Iar pentru a reuși trebuie să respectați tema și subiectul propus, să urmați etapele de realizare a produsului, să executați lucrarea cu acuratețe, să realizați subiectul într-un mod individual și creativ. Vă invit să procedem la muncă și să respectăm următorii pași. Primul lucru pe care îl facem, îndoim foaia de carton în jumătate, după care desenăm cu creionul simplu trei cerculețe care vor reprezenta globulețele. Cerculețele pot fi realizate cu ajutorul
unui compas sau a oricărui obiect în formă de cerc, de exemplu, un pahar pentru pixuri. Tot cu creionul, desenăm și firele de care se agață globulețele. După care, alegeți culorile preferate din acuarelă și pictați uniform cerculețele. Apoi, pentru a reda efectul de lumină și umbră, vom picta în nuanțe mai intense unele părți ale globulețelor. După care, pronunțăm lumina și umbra, pictând unele porțiuni ale globulețelor, da? După care vă rămâne decât să scrieți un mesaj frumos pentru cei dragi, de exemplu, la mulți ani. Pentru a reda magia și sclipirea globulețelor cu ajutorul pensulei, stropim felicitarea. Sunt sigură că ați reușit și să știți că orice felicitare este frumoasă dacă a fost creată cu multă dragoste. Eu vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi. Vouă nu vă rămâne decât să scrieți în interiorul acestei felicitări cuvintele frumoase adresate persoanelor dragi și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!